Bună ziua, bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la o etalare interactivă cu trei variante. Titlul este simplu. Va rupe persoana la care dumneavoastră vă gândiți tăcerea. Aș vrea ca această etalare, spre deosebire de celelalte etalări, să fie valabilă în perioada 14-21 iunie, dacă în această perioadă există șanse să vă treziți, eu știu, cu un mesaj, cu un telefon pe neașteptate, surprinzător de la această persoană la care voi vă gândiți. Nu mă întrebați de ce am ales această dată, pur și simplu mi-a venit în cap și am zis că poate să fie un mesaj important de la ghizii noștri spirituali. Prin urmare, avem pentru dumneavoastră, am ales varianta 1, 2 și 3. Dacă vă face cu ochiul, eu știu, aceste frumușele floricele, atunci cu atât mai bine. Pentru prima variantă, această floricică roz, floricică garofiță. Pentru cea de-a doua variantă, trandafirul portocaliu este, aici se vede galben, dar nu vă spun eu, este un trandafir super portocaliu. Și tot o floricică de câmp roz pe care am cules-o pentru dumneavoastră. Roz, roșie, în sfârșit, deci cea de-a treia variantă. Cum o să procedăm? Întâi o să folosesc și acest pachet mic de cărți de oracol pentru a vedea cine anume, dacă ghizii spirituali ne vor arăta punctual cine anume se gândește la dumneavoastră. Evident că trebuie să vă gândiți și dumneavoastră la o anumită persoană, relaxați-vă, închideți ochișorii și gândiți-vă la o situație. Această etalare, să știți că este valabilă pentru orice tip de relație, poate să fie și o relație între un el și o ea, poate să fie o relație de tip familial, între rude, eu știu, poate că există persoane din trecutul dumneavoastră cu care n-ați mai vorbit foarte multă vreme. Poate să fie fratele, verișorul, un prieten foarte bun, în fine. Știți exact despre ce vorbesc și la ce mă refer. Prin urmare, o să începem cu prima variantă, varianta garofiței roz, dragii mei, nu uitați că aceste etalări sunt generale și nu se pot potrivi tuturor. Preluați de aici dumneavoastră doar ceea ce credeți că rezonează cu voi și cu situația voastră. Dacă nu vă atrage titlul acestei etalări, să știți că cu siguranță nu o să găsiți aici elemente pe care să le puteți adapta propriilor dumneavoastră probleme, situații și așa mai departe. Haideți să vedem, deci, dacă și cine va rupe tăcerea în perioada 14-21 iunie. Și ce șanse sunt să, dacă sunt șanse să vă treziți, eu știu, cu un telefon, un mesaj de la persoana iubită. Astăzi chiar m-am gândit, pentru că am primit acest mesaj 14-21 iunie, m-am gândit să schimbăm un pic decorul și să aveți în față aceste cărți, poate rezonați foarte tare cu ele. Ok, deci prima carte care a căzut cu siguranță sau există șanse mari să fiți contactați sau să se gândească cineva extrem de mult la voi sau să rupă tăcerea, un tânăr blond cu ochii deschiși la culoare, o persoană poate, energie masculină, după cum bine vedeți, o energie masculină până în 40 de ani, un 30 și 2, 34, hai să zicem chiar și un 43, nu știu dacă este mai mult de 43 de ani, o persoană, v-am zis, șatenă blonduță cu o privire, cu ochii mari, albaștri în primul rând, apoi verzi, căprui, verzui, dar mi se pare mult mai mult o persoană cu ochii foarte deschiși. Destul de tristă această persoană, destul de speriată mi se pare, sau pur și simplu, orică a intervenit ceva în viața sa în ultima perioadă, de unde și dorința de a vă contacta, o să vedem
și pe mai departe despre ce este vorba, dar în orice caz poate să aibă și o legătură din punct de vedere financiar. Acum o să vedem și care este situația. Poate că în viața sa a intervenit o situație care pune pe primul plan realizarea unui echilibru financiar. Ori și-a pierdut jobul, ori este vorba despre un partaj, împărțire de bunuri, etc. Dar o să vedem. Una peste alta, aceasta este persoana pentru cei care au ales această primă etalare. Acum este evident că poate să fie și energie feminină, nimic de zis, însă ponderea cea mai mare o are partea bărbătească de care vorbeam și cumva legătura este cu acest plan financiar. O să vedem despre ce este vorba până la urmă cu acest personaj. Haideți să vedem ce putem să aflăm, dacă va rupe tăcerea această persoană, de ce va rupe tăcerea, despre ce este vorba. Perioada, o amintesc, 14-21 iunie. Care sunt șansele să vă treziți dumneavoastră cu un telefon de la această persoană? Și sunt șanse mari. S-ar putea să fie o persoană de peste mări și țări sau cel puțin să locuiască într-o altă țară. V-am zis, este chiar o pierdere de bani. Vedeți, această persoană este tristă, cum spuneam și la începutul etalării. Ceva se întâmplă din punct de vedere financiar și acest lucru posibil să se fi întâmplat chiar în luna a cincea a anului trecut, dar nu totul este pierdut și dacă, eu știu, vă uitați în urmă, cu siguranță mai sunt multe lucruri de salvat. Adică nu totul este pierdut. Acum, dacă este vorba despre un divorț și cred, considerați sau consideră că pierde tot, nu totul este pierdut. Probabil că lucrurile se vor pune așa, încet, încet, în făgașul normal. Are de trecut o cum să vă zic, așa, o punte, un eveniment. Mai are ceva de făcut această persoană. Este teamă, v-am zis, în ochi se simte această teamă a acestei persoane. Poate să semneze niște acte, însă cărțile spun, ghizii spirituali, universul, cum doriți, spun cu siguranță că nu totul este pierdut. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această persoană, dacă va rupe tăcerea sau nu va rupe tăcerea. Despre ce este vorba? În inima sa, cu siguranță, este vorba despre niște bănuți, o sumă de bani pe care o așteaptă. Așteaptă această sumă de bani. Posibil să fie avut un contract în care a avut un termen de a încasa această sumă și nu a încasat-o, posibile dezechilibre financiare și s-ar putea ca această persoană să își dorească să vină și să vă ceară sprijinul pentru a-l ajuta din punct de vedere financiar. Sau poate că există posibilitatea să fie anumite șanse în care această ființă rupe tăcerea, vă sună și spune: uite, știți ce s-a întâmplat în viața mea? Am o situație extraordinar de mare, o datorie de plătit, nu am cui sau pe cine să mă bazez, întotdeauna am avut încredere în tine, împrumutăm niște bani. S-ar putea să vă ceară niște bani. Iar dumneavoastră, cu mărinimia dumneavoastră, s-ar putea să și ajutați această persoană, pentru că își dorește o îmbunătățire. Este evident că își dorește această îmbunătățire din punct de vedere financiar. Acum, ori există o diferență de vârstă între dumneavoastră și această persoană, ori în toată această situație apare încă o energie masculină destul de matură, până la 52 de ani, cu ochii albaștri. Ochii albaștri, am zis, cu părul castaniu închis. Posibile neînțelegeri la serviciu, acum dacă este vorba și de această a treia persoană implicată în toată această
situație, această persoană este gentilă, emoțională, este timidă sau s-ar putea să fiți dumneavoastră această persoană. Diferența între voi doi este că unul este, cum spuneam, mărinimos, gentil, întotdeauna este caritabil, s-ar putea să fiți dumneavoastră. Deci aici eu simt totuși o diferență de vârstă. Simt energia feminină mult mai matură decât energia masculină. Iar celălalt se bazează foarte tare pe faptul că, indiferent ce se întâmplă în viața sa, dumneavoastră îl veți ajuta. Posibil să fie vorba despre zodia Rac, Scorpion, Pești, deopotrivă. Taur. Vărsător, Balanță, de asemenea, literele O, T, F, L, W, S, D, cred că am zis, de la Dan, P, R, V, de asemenea, dar foarte multe nume în care se repetă o literă. Există aici o relație de trio, are în cap această relație de trio. S-ar putea ca această persoană să fie acum împreună cu cineva sau poate să vă comunice că urmează să se despartă de această a treia persoană. Dar pentru a face acest lucru îi trebuie o anumită sumă de bani. Acum nu luați ad literam aceste mesaje, sunt doar indici despre problema cu care se confruntă această persoană. Nu este neapărat obligatoriu să vină să vă ceară dumneavoastră bani, dar posibil să vă sune sau să vă comunice, să vă dea un mesaj în care se plânge că nu are banii necesari pentru a avea această separare, pentru că parcă se plânge de faptul că se întârzie cu separarea. Deci poate că v-a spus că vrea să se separe, poate v-a spus că încearcă, face tot posibilul să meargă mai departe, dar nu poate din cauza acestui aspect financiar. Îi este destul de dificil să renunțe pentru faptul că sunt implicat au anumite sume de bani. Destul de chefelie această persoană, dacă mi este permisă această exprimare. Trecutul său este un trecut cu ghilimele de rigoare, un trecut destul de, cum să-i spun, tumultuos. O persoană care a iubit și iubește în continuare viața, care are multe opțiuni, multe oportunități, multe petreceri, și nu pot să vă mint, tot timpul s-a aflat această persoană în relații de trio. Acum, dacă este căsătorită această persoană, posibil că așa cum a făcut și cu dumneavoastră, așa înainte de dumneavoastră să mai fi avut pe altcineva și șirul se îngroașă cu fiecare relație pe care o are. Nu este o persoană stabilă și nici trecutul său nu a fost concretizat printr-o relație monogamă, liniștită, stabilă și așa mai departe. Deci eu zic că în trecutul său a petrecut mult și cred că a avut foarte, dacă n-a avut, mă rog, foarte mulți bani, dacă n-a avut foarte mulți bani, posibil să fi fost bazată această persoană, să se fi bazat pe acest plan material financiar, dar din cauza acestor jocuri de noroc sau acestor petreceri sau a vieții, să nu folosesc cuvinte foarte grele, dar a vieții tumultoase, așa să zic, posibil să fi cheltuit foarte mulți bani, motiv pentru care există această îngrijorare. Este ca și cum acum, în această perioadă, îi ies ochii din orbite pentru faptul că nu se mai poate descurca la fel cum o făcea în trecut, nu-și mai poate permite anumite luxuri sau o anumită viață de lux așa cum o avea înainte sau pur și simplu nu își mai poate permite anumite plăceri pe care le avea odinioară. Are anumite restricții și așa mai departe și îl urmărește, să știți, această
situație. S-ar putea, cum spuneam, să fie o persoană la distanță, să fie avut o relație la distanță sau când venea la dumneavoastră, când pleca, adică nu a avut niciodată o relație foarte, cum să vă zic, n-a stagnat în relația pe care a avut-o cu voi. Dumneavoastră, spuneam, de acea femeie matură pe care se bazează, v-a dat la un moment dat, nu că va. Nu că va, sau mă rog, că nu știu cum să mă feresc de această tensiune a expresiilor, v-a călcat în picioare sentimentele și emoțiile, poate că nu a fost odată sau de două ori, trebuie să spun pentru că asta simt și să-mi fie iertată exprimarea, dar nu alta nu găsesc și v-am spus că nici n-aș vrea să vă induc stări false, ceea ce simt, asta spun, nu considerați că este bătută în cuie, nu este bătut în cuie acest mesaj. Prin urmare, dumneavoastră v-ați rugat pentru această ființă, vă rugați în continuare, vreți să-i fie bine, sunteți extrem de mămoasă, mămică, overprotective, ați avut întotdeauna grijă de această ființă și de asta spun, parcă vă rugați și în continuare, parcă vă rugați de această persoană. 52 de ani, de asemenea, văd aici o vârstă până la 70 de ani. Dar și v-am spus, diferențele sunt destul de mari între dumneavoastră și energia masculină, sau dacă nu sunt atât de importante aceste diferențe de vârstă, cu siguranță sunteți, adică nu se văd diferențele, sunteți cumva asemănători din punct de vedere fizic. Depărtare, vă desparte o apă extrem de mare. Puteți să fiți dumneavoastră o persoană blonduță cu ochii albaștri, foarte mulți ochi deschiși aici, ochii albaștri, verzi căprii, verzui, o persoană cinstită, să știți, și părul șaten, cinstită și molcomă și blândă, cu un suflet blând și așezată și gentilă și mămoasă și știe acest lucru, dar vedeți, toate lucrurile acestea le-a călcat în. Nu știu cum să zic, dacă le-a călcat în picioare sau nu, dar în orice caz, dumneavoastră ați suferit și suferiți în continuare pentru această ființă, chit că vă rugați pentru el sau pentru ea. În viitorul foarte apropiat, vorbim clar, repet, rac, scorpion, pești, vărsător, taur, de asemenea, balanță. Dacă am omis pe cineva, sper să. Sau dacă am. Sper să nu fi repetat, așa ca să nu pierdem timpul. Din nou, această vârstă, 52, iese în evidență, 57, de asemenea, 30, 60, 43, 34, literele P. S-ar putea să primiți o veste, să știți, și pești cu siguranță. Cineva stă la mare, cineva stă sau în această vară, la începutul verii, sau dacă este vorba despre exact această perioadă, 14-21, s-ar putea să primiți o veste. O veste bună de la această persoană sau pur și simplu să luați legătura cu această persoană, să vă sune, să vă comunice ceva, dar toată această chestiune se învârte în jurul planului financiar. Ori așa gândește această persoană că poate să ia legătura cu dumneavoastră. Deci cumva vă treziți că vă sună și vă spune cât de rău este sau trece printr-o situație familială extraordinară, fiind poate implicat într-o altă relație și poate să vă spună că din cauza acelei persoane cu care este în prezent, lucrurile nu stau foarte bine. Nu știu neapărat dacă este acea poziție de victimă, dar întotdeauna, de câte ori relua legătura cu dumneavoastră, o făcea astfel încât dumneavoastră să vă fie așa un pic de milă, să nu puteți să îl respingeți, să o respingeți pentru faptul că dumneavoastră sunteți mămoasă și tot timpul ați avut grijă de această persoană. Dar eu zic că, cel puțin pentru prima etalare, parcă vine, v-am zis, vă sună cu
sau vă dă mesaj cu ochii ieșiți din orbite, să știți că ala mea care are nevoie de voi sau s-ar putea să aibă nevoie de voi. O recomandare din partea Universului în ceea ce privește această primă etalare. Regenerare. S-ar putea, dacă și dumneavoastră doriți, să știți că s-ar putea ca relația voastră să fie reluată. Deci posibil să vă treziți că vă comunică ceva, vă sună. Poate la început relația este strict prietenească, vă povestește vrute și nevrute din relația sa, din viața sa, ce a mai făcut în ultimul timp și cât de mult suferă fără dumneavoastră. Deci cu siguranță există șanse mari să se regenereze această relație. Aici s-ar putea să fie vorba despre cineva care lucrează ca și cadru medical sau în domeniul acesta al medicinei clasice, complementare, naturiste, psiholog, psihiatru sau pur și simplu să lucreze în acest domeniu caritabil, voluntariat și așa mai departe. Dar există aici tot felul de poțiuni, tot felul de plante medicinale, ceaiuri, parcă îi faceți ceai, parcă sunteți acolo să-l regenerați, să o regenerați, să aveți din nou grijă de această persoană, pentru că sunteți o persoană atentă, mamoasă și nu sunteți capabile cel puțin în acest moment să îl lăsați deoparte sau să o lăsați sau să-l lăsați deoparte și cred că dacă lucrurile vor merge în această direcție, vă veți reface. Acum depinde de dumneavoastră dacă doriți. S-ar putea să fie, eu știu, ori în peste 7 zile această revedere, reconectare, reluare de conexiune la ceas de seară, posibil la când este crai nou, deci începutul de lună. Dar v-am zis, parcă începe să îl ococoloșiți, să vină din nou la voi, să aveți grijă de această persoană și este evident că există posibilitatea de a relua această conexiune, dragii mei, cei care ați ales prima variantă. Ok, haideți să vedem pentru cei care aleg a doua variantă. Pentru cei care aleg a doua variantă, trandafirul roșu, trandafirul portocaliu, mă scuzați. Haideți să vedem cine se gândește la voi, cine va rupe tăcerea, care este persoana ca și descriere fizică, pentru că poate în acest fel vă veți da mai bine seama despre ce persoană este vorba, fie că sunteți sau nu într-o relație. Deci pentru cei din a doua, care au ales a doua opțiune, cineva va rupe sau nu tăcerea între 14 și 21 iunie. Sunt șanse sau nu să vă treziți cu un mesaj, cu un telefon. Haideți să vedem cine este această persoană. Șansele sunt ca această persoană să fie ok, să fie o energie feminină cu blondă, cu ochii închiși la culoare. Deci s-ar putea să fie o persoană matură, emoțională, o ființă, poate să fie, să aibă legătură cu mama dumneavoastră, sora mai mare, sau pur și prietenă mai mare, s-ar putea să fie totuși o legătură familială, de familie, sau puteți fi dumneavoastră chiar această persoană care poate își dorește extrem de tare ca persoana la care se gândește să ia legătura. Dar cumva există un schimb de mesaje cu această persoană sau să vedem dacă dumneavoastră veți
vorbi cu persoana la care vă gândiți. Dar în orice caz, este vorba despre niște discuții pe care le veți face în această perioadă 14-21 cu această energie feminină, cum spuneam, blondă, șatenă și roșcățică s-ar putea să fie, dar cu ochii închiși la culoare. Haideți să vedem ce putem să aflăm despre ce și cine. Vă gândiți la sau energia feminină se gândește la o energie masculină, grizonată, persoană de stat, persoană oficială, persoană cu uniformă, poliție, avocatură, medic, schimbă uniforme, schimbă haine la serviciu sau lucrează în instituții publice sau poate să fie o persoană publică sau cunoscută, recunoscută, în orice caz o persoană matură, cu barbă. S-ar putea să poarte cizme înalte, s-ar putea să fie totuși și în armată, în cadrul armatei, să fi lucrat în cadrul armatei, Institutul de Marină, Academia de Poliție, nu știu, ceva de genul acesta, pentru că este o persoană cu o coloană vertebrală dreaptă, matură și ușor încăpățânată, să știți, această persoană. Haideți să vedem ce putem să aflăm. Dacă această persoană va rupe tăcerea, când anume și ce șanse sunt să vă treziți că... Haideți să facem așa. S-a întors această carte. Ok, ok, ok. Haideți să vedem. Am vrut să se întoarcă mai repede, așa, să-mi facă cu ochiul. Haideți să vedem în inima sa ce ascunde această persoană de care vă vorbeam. Să știți că această persoană se gândește foarte tare la voi. Posibil să fie deja destul de multă vreme în care nu v-ați văzut, posibil să fie chiar vorba de ani în care nu v-ați văzut sau nu ați avut o relație oficială. Poate că nu v-ați cunoscut suficient literele C, T, G, U, O, H, de asemenea N, M, P, O, B și I, W. Această persoană, cum spuneam, este sau a fost destul de romantică. Comunicarea se face și în ziua de astăzi, cu siguranță. În gândurile voastre sunteți unul în gândul celuilalt, posibil să vă urmărească pozele pe rețelele de socializare sau poate că are salvat poza dumneavoastră în calculator, în telefonul mobil, în orice gadget. De fapt, nu contează acest lucru, ci contează că acestei persoane este cumva dor de dumneavoastră. El trece, pentru că este vorba despre energie masculină, printr-o schimbare, să știți, destul de majoră și tocmai despre acest lucru s-ar putea să aflați în următoarea perioadă. În viața sa a intervenit o schimbare destul de importantă, destul de radicală, acum fie că era într-o relație și a părăsit această relație, s-a mutat în altă parte sau poate că a plecat dintr-un oraș în altul, poate că a acceptat o job în alt oraș sau poate că și-a dat demisia și a plecat, eu știu, să lucreze în altă parte și așa mai departe. Dar parcă sau eu cred, din câte observ, că în viața sa a intervenit o mutare. Acea mutare clasică dintre un el și o ea care poate sunt într-un moment de distanțare fizică și emoțională, acest bărbat părăsind domiciliul conjugal cu tot ce are pe el, toate bagajele și a făcut cumva bagajele și a plecat. Posibil să fi pus punct unei relații, dacă este vorba despre o relație de trio asumată. S-ar putea ca dumneavoastră să fi știut de această relație, s-ar putea să
vă fi comunicat cumva că în luna septembrie anului trecut a făcut niște demersuri pentru a se separa de cea cu care este în prezent, nu neapărat pentru a fi împreună cu voi la acel moment, însă întâi s-ar putea ca această ființă să-și fi dorit să-și rezolve întâi problemele cu care se confruntă, ulterior să vă comunice faptul că în viața sa urmează cu siguranță această schimbare și din punct de vedere legal, pentru că spuneam la începutul etalării, ori este o persoană oficială, ori va rezolva sau trece printr-o situație oficială, legalizare de documente, semnare de documente, tranzacții, contracte sau, eu știu, acea, nu mai știu cum se numește, decizie judecătorească, în fine. Dar în inima sa această persoană cu siguranță se gândește la dumneavoastră. Și cred că este vorba despre o diferență destul de că este o diferență de ba nu, nu cred că este o diferență de vârstă foarte mare sau cel puțin cum să vă zic, că nu pare a fi o diferență de vârstă. Ați avut posibil o relație ideală, comunicare foarte bună prin intermediul scrisului. Ați povestit multe, ați vorbit multe, ați construit multe cu fiecare cuvânt, cu fiecare frază, cu fiecare mesaj, cu fiecare imagine trimisă unul celuilalt pe mesageria privată, de exemplu, gând în gând, gând în gând, și dumneavoastră urmăriți această persoană și această persoană vă urmărește în continuare. S-ar putea ca ambii să aveți pe altcineva sau a fost un moment în care ambii ați avut pe altcineva în viața dumneavoastră. Nu ați putut duce această relație la un nivel următor, posibil să nu vă fi întâlnit niciodată față în față sau dacă v-ați întâlnit, să vă fi întâlnit așa cumva în amurg, rapid, să nu vă vadă nimeni, o relație destul de tăinuită, ținută în inimă și în sufletul dumneavoastră, pentru că în viața voastră existau și alte persoane, să zicem așa, cel puțin la acea vreme, persoane principiale, cel puțin dumneavoastră nu v-ați construit absolut deloc fericirea pe nefericirea celuilalt. De asta spun că s-ar putea ca să se fi știut încă de la început aceste relații, acest trio asumat. Ați mers până când n-ați mai mers pentru că deja lucrurile avansaseră până la un punct în care nu ați mai putut gestiona această situație. Persoana aceasta a preferat să rămână în silențiu stampa, tocmai pentru faptul că știa că dumneavoastră sunteți într-o altă relație, căsătorită sau într-o relație totuși stabilă, cu un statut social, nu putea să intervină sau nu și-a mai dorit să intervină, pentru că nu a mai avut încredere că și dumneavoastră veți face la fel. S-ar putea ca diferența de vârstă să fie, pentru că tot simțeam o diferență de vârstă între energia feminină și partenerul de la acea vreme. În orice caz, aici este vorba despre o energie feminină cuprinsă, sau prinsă de fapt, prinsă între două energii masculine. Cel la care vă gândiți în acest moment, o persoană mai tânără, cel cu care aveți o relație de căsătorie sau ați avut pe cineva în viața dumneavoastră și așa mai departe, să fi fost o persoană matură, o persoană erudită sau pur și simplu. Acum nu știu dacă e vorba despre un membru al familiei, să zic, care are legătură cu tatăl energiei feminine sau cu familia, în general, conceptul acesta de familie, poate că este vorba despre familia extinsă și datorită acestui lucru, sau nu știu, din cauza
Această ființă știa cumva că nu vă veți putea abandona sau mișca în sensul, în direcția lui, din cauza familiei dumneavoastră. Nu crede sau n-a crezut atunci că puteți renunța la tot pentru a fi împreună, știți cum, haideți să mergem, să lăsăm tot și să fugim în lume. Nu a simțit chestia asta sau dacă a simțit-o, nu a văzut ceva concret, pentru că lucrurile s-au rezumat la niște vorbe. Însă, spre deosebire de energia feminină, această energie masculină a făcut ceva, deci trece prin această schimbare, prin această despărțire sau pur și simplu a pus capăt unui trecut pentru a începe o relație, o viață nouă, v-am zis, o să vedem dacă este vorba. Da, vedeți, este vorba despre o comunitate, un trecut destul de cunoscut această persoană în comunitate. De asta spuneam și la începutul etalării, cunoscută, recunoscută în bloc, familie, în cadru, poate există și niște copii la mijloc. 39, 45, 55, 61, și o să vedem și mai departe. Deci de asta spun că în trecutul acesta, pentru că ați avut un trecut comun, deși sunt șanse destul de mari să nu vă fi avut o relație unul cu celălalt, o relație în orice caz bazată pe foarte multă emoție, pe foarte mult sentiment, s-ar fi putut să, v-am zis, să aveți acele momente intime, dragii mei, cum fiind tăinuită această relație pentru o altă categorie de persoane care se uită în acest moment la această etalare, s-ar putea să vă fi întâlnit scurt, intens, dar nu ați avut acea relație, să zicem așa, stabilă. Un trecut comun. Unii dintre voi să știți că posibil să vă cunoașteți de 5-6 ani să fi avut acest du-te vino, dar este un du-te vino, pentru că nu s-a știut de fapt la modul general să se gestioneze această relație. Nu a existat o maturitate, să zicem așa, între o maturitate în această relație, pentru că ați crezut amândoi că puteți gestiona sentimentele și emoțiile, ați avut amândoi nevoie în acel moment de a vă umple golurile emoționale separat și pur și simplu această iubire v-a luat-o pe dinainte, neașteptat v-ați îndrăgostit sau treptat, dar neașteptat v-ați îndrăgostit unul de celălalt, ați construit această iubire, ați crezut că manageriați sau că puteți să manageriați foarte bine aceste emoții, dar nu. Iar în momentul în care ați început să simțiți ceea ce simțiți din cauza sau, mă rog, datorită principiilor dumneavoastră, programelor, tradițiilor, obiceiurilor, faptul că erați cunoscuți, cred, amândoi, cineva a tăiat robinetul. Însă, dragii mei, s-ar putea ca în această perioadă, 14-21 iunie, s-ar putea ca această persoană să nu mai poată foarte mult să-și ascundă aceste sentimente și faptul că se gândește la voi și s-ar putea să existe șanse de a vă oferi ceva, un mic cadou, dacă, eu știu, ați fost un cuplu, un e-mail, o scrisorică, un telefon, un mesaj, ceva, cumva vine către voi cu această ofertă, să zicem așa, de pace. Poate să fie în jurul datei de 17 iunie, Doamne ajută, poate că 14-21 tot se vehiculează această sumă, 21, vedeți? Pentru că așa am și cerut, așa am cerut, așa am primit acest mesaj, este o dorință de a vă recăpăta acea emoție. Cred că cel puțin unuia din voi este dor, nu știu neapărat dacă de persoana în sine, cât de emoțiile pe care le-ați împărțit atunci, este dor, vă este dor, dar cred că ambilor vă este dor de a vă recăpăta acele lucruri intime, intimitatea aceea a dumneavoastră. Și aici nu vorbesc despre relație consumată, ci despre intimitatea emoțiilor. Știți despre ce vorbesc, dar și litera G de asemenea T.
O dată de, v-am zis, de 17, dar una peste alta, v-am zis, există șanse reale să primiți ceva de la această persoană, o propunere, o ofertă. Vom vedea și chiar vă rog să mă anunțați dacă veți primi, pentru că este foarte clar ca lumina zilei. O recomandare din partea Universului, cu siguranță lucrurile se vor clarifica în perioada aceasta. Stați pe pace, lucrurile se vor clarifica într-un fel sau altul. Acum s-ar putea ca unul dintre dumneavoastră, și cred că energia feminină, poate că a rostit de nu știu câte ori acea rugăciune, acea dorință și a manifestat dorința ca această persoană să îi ofere pe neașteptate, surprinzător, un mesaj, o ofertă, și cred că lucrurile se vor clarifica, pentru că cumva dumneavoastră ați trimis în univers această intenție, această dorință de a a vă curăța, să zicem așa, sufletește, a vă clarifica această situație. Domne, vine odată sau nu vine? Îmi dă mesaj, rupe tăcerea această persoană sau nu? Universul vă spune că lucrurile între voi se vor clarifica și cumva se va alege noaptea de zi. Important este că această persoană se gândește la voi și că își dorește să vă ofere o... să vă ofere o ceva, o propunere. Vom vedea despre ce este vorba. Trecem la etalarea numărul 3. Etalarea numărul 3, floricica roșiuță. Hai să vedem floarea de câmp roșie pe care am cules-o pentru voi, dragii mei, să vedem cine va rupe tăcerea, cine, dacă va rupe tăcerea în perioada 14-21 iunie. A și sărit repede această carte și vă mărturisesc că după a ieșit și o rază de soare. Fix în acest moment în care eu vă spun, este înnorat, teribil, însă a ieșit soarele exact în momentul în care a sărit această carte. Este vorba despre un bărbat cu părul deschis la culoare în haine de stat, dragii mei. Posibil șaten, cu ochișori albaștri, verzi, vedeți? Cam așa, în genul ăsta, să zic, arată această persoană. Bine, nu luați motamo ceea ce prezintă aceste imagini, sunt doar cu caracter informativ, dar s-ar putea să fie o persoană oficială, o persoană în jurul vârstei de 40 de ani, o persoană cu o bogată experiență, cel puțin din punct de vedere al muncii sale, al carierei. Dificultăți, dragii mei, în a comunica voi și această persoană. Este o persoană încăpățânată, dar aveți foarte multe amintiri împreună. Ar putea ca această persoană chiar să fie avut o relație cu această ființă în haine de stat. Acum dumneavoastră știți în ce domeniu lucrează. O persoană importantă cu o coloană vertebrală dreaptă sau cel puțin este o persoană care se crede foarte importantă. Acum ce să vă zic? Încăpățânată, orgolioasă, vanitoasă, ușor narcisistă, are grijă de el, poate merge la sală sau poate pur și simplu, eu știu, face niște exerciții fizice, are grijă de cum arată, este proactiv, așa, activitate peste activitate. Ok, ce s-a întors? A, nu, am făcut eu așa, sau ce? Doamne, s-a întors, vai, deci este o nestatornicie. Nestatornicie. Această persoană este nestatornică. Sper că nu vă supăr cu aceste mesaje, dar asta simt, asta vă spun. Ok, s-au ales trei cărți aici. Știți cum acum, dacă îmi sar în ochi mai multe cărți, n-am ce să fac, trebuie să le iau pe toate, pentru că s-ar putea să găsesc acolo niște mesaje interesante. Hai să vedem ce este în inima sa. V-am spus, o persoană destul de importantă, la fel cunoscută, recunoscută, poate să fie și o persoană publică, bineînțeles, sau pur și simplu cu un statut social la care ține foarte mult și înainte de toate este o persoană conflictuală.
nestatornică, conflictuală. De ce este nestatornică? Pentru că nu se înțelege pe el, această persoană. Deci nu se înțelege, pur și simplu. Din luna septembrie anului trecut, posibil să se fi aflat așa într-un du-te-vino amoros, cumva și pe dumneavoastră, cred că v-a cucerit sau a vrut să vă cucerească. A fost un trofeu sau pur și simplu a încercat din răsputeri să fiți a lui sub toate aspectele, sub toate formele. Deci ați, sau sunt șanse destul de mari să... nu știu dacă o să spun acum, știți că tot timpul mă feresc de anumite mesaje pe care le primesc, să fi căzut victima unui Don Juan. Doamne ferește, nu uitați că sunt etalări generale, dragii mei, dragile mele. Nu este un mesaj bătut în cuie. Dumneavoastră doar preluați elementele generale sau care se potrivesc cu situația noastră pentru a construi sau a reconstrui situația și a avea un tablou cât mai clar sau, mă rog, un tablou general cât mai clar asupra situației. Deci, dacă nu credeți că vi se potrivește, cu siguranță nu este pentru voi. Este tot timpul într-un conflict, m-am spus, nu se înțelege nici pe el, dar rămite să mai înțeleagă ce se întâmplă în viața sa sau în relația pe care o are cu dumneavoastră și mai ales din cauza faptului că crede că îi se cuvine totul. Este o persoană care crede că merită dragostea dumneavoastră, atenția familiei, este pe primul plan tot timpul sau a fost pe primul plan întotdeauna sau dumneavoastră ați pus această persoană pe primul plan și l-ați urcat așa pe un piedestal de unde, din câte se observă, nu vrea să se dea jos, a cocoțat acolo sau l-ați cocoțat acolo în ghimelele de rigoare. Abia în momentul în care nu ați mai fost împreună, atunci a intervenit în inima sa acest conflict, oare eu o iubesc cu adevărat sau e doar în capul meu? Adică cumva inima spune ceva, rațiunea spune altceva, nu, vai, dar eu nu sunt omul care să iubesc, nu, la mine toată lumea trebuie să cadă ca secerate când mă văd, pentru că într-adevăr este o persoană, adică dacă este energie masculină, este o persoană șarmantă, arată bine, este frumos, este potent din toate punctele de vedere, adică până la urmă are dreptate. Asta este foarte greu, bărbații sunt lăsați în ziua de azi să cucerească, pentru că oricum bărbații sunt cuceritor și le place să cucerească o, în general, redută, pentru că este o chestiune ancestrală, dar numai că în ziua de azi lucrurile nu mai stau chiar așa și posibil să creadă că îi se cuvin anumite lucruri. Ei, în momentul în care dumneavoastră a zis stop, joc, atunci a intervenit acel conflict. Opa, stai că nu e chiar așa cum credeam eu. Are răbdare, vedeți, are răbdare, este în acest conflict, o iubesc, nu o iubesc, are răbdare în sensul că acum s-ar putea ca energia feminină să fi refuzat anumite conversații, mesaje din partea acestei persoane, știe că v-a făcut destul de rău, Capricorn, Taur, Berbec, poate că în luni de iarnă, deci din septembrie, să zicem anul trecut, poate și mai mult, există un silențiu, o stampa între voi. Nu știu dacă am pomenit de vârstă, dar cred că am zis în jurul vârstei de 40 de ani, deci nu mi se pare o persoană, nu mi se pare o persoană matură. Cred că în parcă în jurul Crăciunului sau, mă rog, înainte de sărbătorile de iarnă s-a intervenit această despărțire. Nu ați făcut sărbătorile de iarnă împreună pentru o anumită categorie de persoană. Să știți că se gândește la voi, dar cum să vă spun, rațional se gândește. Se gândește la voi și nu știe, nu știe cum și de ce s-a ajuns aici, încearcă să vă dea o veste sau a încercat să vă scrie, a încercat să vă comunice ceva, să facă ceva, să reluați cumva legătura sau să luați puls, să vă ia pulsul
Și există și o situație a unui refuz. De aceea are răbdare, încă are răbdare sau pur și simplu încă se abține să vină către voi din cauza faptului că orgoliul său este mult mai important pentru el decât smerenia și recunoașterea că a greșit. Capul plecat, sabia nu-l taie. E, nu prea e de acord cu această zicere, această zicală sau, mă rog, până va ajunge să accepte acest lucru, cred că va mai dura puțin. În trecutul său există o persoană blondă. S-ar fi putut să aibă o altă relație cu o persoană blondă, o persoană din zodia fecioară. Berbec, vărsător, balanță, taur. Cred că este și leu. Ideea este că ori cred că a avut în trecutul său a fost un conflict în trecutul său cu o persoană mică de vârstă, ori cu soră, ori să fi existat o situație de abuz sau să se fie abuzat în copilărie de această persoană. În orice caz, la baza acestui conflict interior cu care se zbate de foarte multă vreme, stă această inocență în copilărie. Deci, ori poate că în anii copilăriei a suferit, are niște frici, să știți, această persoană din anii copilăriei, cu siguranță. Ori a fost victima unui abuz verbal, fizic, ori a suferit despărțirea părinților, ori pierderea unui părinte, ambii, poate că a rămas orfan sau a fost abandonat, abandonată, cine știe. Dar există un trecut de care, sau pe care și l-a reprimat. Această frică îi este frică de trecut și îl urmărește destul de mult sau să aibă legătură cu o persoană mai mică, o copilă, o fetiță, o copilă, soră mai mică, care, eu știu, nu știu, ori s-a întâmplat ceva, are legătură cu această copilă. Și îi este frică, îl urmărește această emoție, această amintire. Îi este frică să-și aducă aminte, de unde și reprimarea acestor emoții. Și cred cu tărie că de asta este această ființă, are niște măști, are o platoșă, un scut împotriva emoțiilor, îi este teamă să sufere, îi este teamă să piardă, îi este teamă de unde e și dorința de a cuceri, dorința de a crede că îi se cuvine tot. În sfârșit, sunt două entități diferite aici, cred că se dedublează sau s-a dedublat destul de multă vreme din cauza acestei copilării nefericite, să zic așa, sau de care, eu știu, nu vrea să-și aducă aminte și de asta spuneam că îl urmărește treaba aceasta din copilărie pentru că lucrurile s-au întâmplat pe neașteptate. În viața sa s-a întâmplat ceva care are legătură, v-am zis, ori în copilărie, ori cu această energie mică, energie pură, inocentă. Lucrurile s-au întâmplat dintr-o dată, pe neașteptate, îl urmărește, și de asta, vedeți, încearcă, că tot este vorba despre acest conflict mental, încearcă cu disperare, încearcă să recunoască faptul că și-a blocat efectiv toate emoțiile. Posibil să-și fi vărsat anumite frustrări pe dumneavoastră, dar și în momentul în care vorbim acum, în acest moment, se luptă cu el însuși, pentru că clar este vorba despre o energie masculină în cea de-a treia etalare, se luptă să-și recunoască greșelile, să recunoască că a greșit, că va greși și nu dumneavoastră. A greșit
cu multă lume, nu numai cu dumneavoastră. Pe dumneavoastră v-a oferit-o așa o daună totală, ca să mă exprim plastic. Dar încet, încet îl urmărește chestiunea asta și se luptă cu el să-și recunoască de ce și-a pus o barieră și aceste restricții în iubire. O să vedem despre ce este vorba. Balanță de asemenea, dragii mei, există șanse reale de a vă împăca. Acum s-ar putea ca unii dintre voi să fie vorba despre o căsătorie, să fi divorțat sau. Deci există și aceste șanse, însă să știți că ei, deopotrivă, lucrurile se vor recalibra. Între voi există posibilitatea de reechilibrare fizică, emoțională. Cineva este, sau energia feminină blondă, cu ochii negri, căprui negri, tenul alb. Litera T, de asemenea, foarte mult V, B, C, un 8. În această perioadă, 14-21 iunie, sunt șanse să vă treziți că această persoană își recunoaște sau își va recunoaște vina, își va recunoaște că a blocat din toate punctele de vedere și s-a blocat pe ea, este blocată ea pur și simplu și lucrurile se vor reechilibra din toate punctele de vedere. Acum o să vedem prin ce modalitate, asta o să întreb acum, dar între voi lucrurile se vor echilibra. Posibil să stați de vorbă și sunt șanse foarte mari să priviți chiar spre viitor, pentru că parcă vi se va face dreptate, dragile mele, parcă în sfârșit spuneți ok și în sfârșit și-a dat seama că a greșit. Și litera I, de asemenea, J, U, Justin. Anca, Ana. Laurențiu, Bogdan, Marcel, Cornel. În sfârșit, haideți să vedem. Deci mai durează puțin, însă poate nu este pe 21, poate este pe 29, cine știe. Însă lucrurile se vor întâmpla datorită dumneavoastră sau datorită divinului feminin. Deci cred că sunt șanse destul de mari ca dumneavoastră să vă fi dat seama acum despre ce este vorba. Această persoană are răbdare, nu știe cum să vă abordeze și cred că această echilibrare o va face energia feminină. Deci dumneavoastră s-ar putea cumva, acum dacă această persoană v-a mai dat în trecut semnale și l-ați refuzat pentru că v-a rănit foarte tare, acum cred că reconsiderați și s-ar putea ca dumneavoastră să reechilibrați balanța. Poate dumneavoastră sunteți cea care va da un telefon, un mesaj ca să stați de vorbă. Sau poate printr-un mesaj pe rețelele de socializare, cine știe. Dar cred că divinul feminin supervizați totuși această persoană. Poate îi supervizați mesajele sau pe rețele de socializare. Deci cred că dumneavoastră veți avea un punct foarte important de vedere în ceea ce privește reechilibrarea acestei relații, dar cu siguranță lucrurile se vor așeza și acest lucru să se întâmple, Doamne ajută, în această perioadă menționată de mine. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. În toate cele trei citiri am văzut că acest cineva, o persoană, fie de gen masculin, fie de gen feminin, va rupe tăcerea. Deci șanse sunt, universul colaborează cu dumneavoastră. Vă pup, vă iubesc, mulțumesc pentru vizualizări, toate cele bune, numai bine. Vă iubesc, pa, pa!